Tus ojos tienen misterio, tu cuerpo está en mi promedio. Y aunque lo nuestro no es algo serio, tú me tienes en cautiverio. Mami, yo estoy loco y tú estás loca. Prendo antes de hacerlo y te provoca. Una sobredosis en mi boca, de tu cuerpo adicto como coca. Hola, te dedico esta rola, pa' que cuando te sientas sola y empieces a extrañarme, llama aunque sea tarde que yo le llego. Pa' estar contigo a solas. Te quiero cerquita de mí como mi pistola. Como Drake y Rihanna, tú me controlas. Me tiene encendido como farola. Vive en Orlando aunque se burie de Carola. Mami, lúcete, tócate. Baila pa' mí en el VIP de la disco, ven, mátame. Arrebato por ese cuerpo, lo mueve, tiene talento. El festival de Yanga, un objeto local de la Macrobat, amenajat la platformă, după care am aprobat formarea cu tatami pe locul de joacă pentru copii. E un parc. În prima fază am să fac unul mic aici pentru grădinițe, după aceea am luat o hotărâre să facem totuși unul mare, pentru că cartierul Libertății este și el destul de mare. Suntem la cea mai nouă instituție de învățământ din oraș, grădinița de pe Libertății, care va fi inaugurată și va începe să funcționeze din toamnă. A început un infel de copii, vor beneficia de o grădință nouă, așa cum spuneai, confort deosebit. Procurăm, acum discutam cu doamna director, tot din bugetul local, vom aproba suma de 55.000 de lei plus TVA pentru dotarea grădinței cu mobilier nou nouț. Am considerat că ar fi păcat să aducem mobilier. Un fel de lucrare care într-adevăr arată foarte frumos. Au fost probleme cu construcția ei pentru că banii aprobați au fost destul de puțini și ulterior, datorită creșterilor de prețuri, n-au mai fost chiar suficienți. Da, am întârziat finalizarea pentru că, așa cum spuneai și tu, am scos-o la licitație de două ori, n-a venit nimeni, că a fost din proiectare bugetată slăbuț, deci n-au fost banii suficienți, am mai adăugat noi de la bugetul local circa 250.000 de lei și în final am găsit un constructor binevoitor, spun eu, pentru că din experiența cotidiană de zi cu zi de-a lungul vieții, dau seama că constructorul care a construit această grădiniță n-a plecat cu prea mulți bani. Valister Ciocă, despre el este vorba, a acceptat, fiind și concitadinul nostru din oraș. Și se vede că a făcut o treabă bună. Sper să nu duc bani de acasă, dacă nu câștig nimic, asta este. E o muncă în folosul comunității. Cu certitudine n-a plecat cu foarte mulți bani acasă din această construcție, dar iată că a reușit să o finalizeze. Vedem și noi, din punctul de vedere a calității, nu prea avem ce să reproșăm, așa este, și arată și are și o arhitectură frumoasă. Și proiectantul care a proiectat această grădiniță este un proiectant de la Timișoara, un proiectant destul de futurist. Ne-a proiectat și centrul civic și mă aduc aminte atunci când am făcut centrul civic, acum deja ani de zile în urmă, am avut discuții aproape aprinse cu el, ceva SF-uri și în final cred că am ajuns undeva la mijloc și a ieșit centrul pe care l-avem. El a proiectat și centrul civic, el a proiectat și această grădiniță, care mie îmi place foarte mult. Este deosebită, da. Și mai am o veste bună. Vă rog. Și pentru doamna director. Creșa pe care o avem în zona de agrement de la Curaj Gheaului, pentru că acolo am găsit terenul necesar, a fost deja, s-a semnat contractul, avem un câștigător. Acum 2-3 zile ați vorbit că este licitația în curs. Da. Și
Eu cred că în perioada următoare va veni să se apuce de ea. Termenul de execuție este de 12 luni. Deci până în toamna viitoare maxim. Până în toamna viitoare ar trebui să avem și o creșă nouă pentru 40 de copii. La standarde europene, este un proiect de asemenea deosebit, îmi place foarte mult și anul viitor, doamna director, mi-a mai avea sub... Conduce cea mai nouă instituție de la noi de învățământ din oraș și de la anul, cum menționa domnul primar, o să mai conduceți una, aceea de la Guraș Gheabului. Cum vi se pare construcția? Câți copii credeți că vor fi în Oțelul Roșu? Știți că acum sunt mai puțin decât erau înainte. Da, dar noi considerăm că aici în cartierul Libertății și în străzile adiacente cartierului sunt 40 de copii. Pentru că această grădiniță a fost proiectată pentru două grupe cu program normal și atunci numărul maxim pentru o grupă este de 20 și sunt două grupe aici, își vor desfășura activitatea, două grupe de copii cu program normal, deci vor fi 40 de copii. Acum și creșele prevăd copii înscriși de la 0 la 3 ani, este învățământ antepreșcolar, da. Învățământul preșcolar este de la 3 la 6 ani, aici da. Vorbim de da. Învățământ care intră aici la dumneavoastră direct. Preșcolar de la 3 da. La 6, creșa va fi cu învățământ, cum am spus, antepreșcolar cu copii de la 0 la 3 ani. Și acum creșele aparțin și ele de Ministerul Educației și sunt date structuri la grădinițele cu program prelungit.